think is Labrinth. Okay. There's a Labrinth. Okay. The ninth is vorbesc foarte de nu ne la film, mi-a cerut să vorbesc puțin despre lucrarea din Mexic și o să citesc un verset ca să încep să spun despre ce se mai întâmplă în Mexic. De la Psalmul 84 este un verset care a stat în mintea mea pentru un timp. Spune la versetul 5 din Psalmul 84, ferice de cei ce își pun tăria în tine, de a căror inimă locuiește încrederea, când străpat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu bine cu cuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. În urmă cu un an de zile, noi am fost aici la conferință și nu am trâmbițat, așa cum se spune pe românește, încercarea pe care noi treceam acolo, în Mexic. Eram foarte zdrobiți, eram făcut bucăți așa în sine noi. Pentru că exact un an în urmă, pe 17 noiembrie, mi s-a adus o scrisoare în care mi s-a spus că eram suspendat pentru un an de zile. Și mi-a luat prin șoc, mi-a luat vestea asta. Frații de la denominațiune au venit și au adus scrisoarea respectivă. Și, domnule, am fost tare șocat, nu înțelegeam care era chestia. Ne-am dat seama că erau niște intenții firești, niște intenții, cum să vă spun, carnale în sine. Dar după un an de zile, noi am, cu trecerea timpului, încep să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Mi-aduc aminte că eram la fratele, cum îl cheamă, domnule, în Arizona. Colegul tău... Mircea Constantin? Nu. Cum? Teofil. Eram la dânsul. În decembrie am fost invitat la o nuntă în cum să spune, acolo în Arizona, în niște prieteni ai noștri și fratele ne-a luat la masă, fratele Teofil. Și am luat dânsul acasă și eram eu cu Sara de cât eram și eram, domnule, eram frânți, eram făcut bucăți, eram... Și ne încercam să înțelegem. Și la un moment dat, treci prin mânie, treci prin supărare, treci prin frustrare, treci prin întristare, lacrimi. Deci nu mai știi, capul tău este, cum să vă spun, e un amalgam de lucruri în capul tău. Și la un moment dat, fratele Teofil zice, măi, Narcis, mi-aduc aminte, zice, când am citit Iov, deci ăla a blestemat și ziua în care s-a născut și totuși Dumnezeu nu i-a luat în socoteală. Și m-a, cum să vă spun, a fost așa ca un duș cu apă rece când, într-o zi călduroasă. Când treci până încercări, până mintea ta trec tot felul de lucruri. Și poți să spui multe lucruri. Dumnezeu nu ți le ia scoate. Pentru că știe până ce treci. Pe mine m-a vindecat tare, nu m-a ajutat vorba fratelui Teofil. Zice, ăla săracul ce și în frustrarea lui, și și-a blestemat și ziua când s-a născut. Și totuși Dumnezeu nu i-a luat-o în socoteală. Au venit colegi de-ai noștri misionari acolo, cei de la Iugo, și ne-au mângâiat, ne-au spus, Narcis, zice, asta e o încercare cu care treceți. Dumnezeu are ceva mai bun, de fapt, pregătit pentru voi. Normal că noi nu am acceptat ideea pentru un an de zile, pentru că ne-am dat seama că ei, de fapt, au vrut ca să am terminat lucrarea, cu alte cuvinte. Ce v-am cerut acum 17 ani să faceți aici, voi ați terminat, cu alte cuvinte, și acum vedeți-vă de treburile voastre. În împărăția lui Dumnezeu, fraților, aici pe pământ, în lucrarea lui Dumnezeu aici pe pământ, biserica se împarte în două grupări, după termeni biblici. Noi putem să spunem multe lucruri despre frații noștri în credință. Sunt și continuă să fie frații noștri în credință. Dar biserica se împarte în două grupuri. Noi putem să le spunem tot felul de alte nume. Dar
Dumnezeu spune că sunt frați tari și frați slabi. Sunt unii care, Doamne, până acolo pot să ducă, mai mult nu pot să ducă, n-ai ce să ceri de la ei. Dacă noi am vedea lucrurile acestea cu ochii în felul acesta, lucrurile s-ar simplifica tare mult. Și sunt frați care atât pot să ducă, nu pot să cer mai mult de la ei. Sunt frați care sunt mai tari și ăștia pot să ducă mai mult. Numai că la ăștia Domnul încarcă mai mult farfurie, adică e o expresie pe mexicană. Le dă mai multe responsabilități, sarcina este mult mai mare. Fraților și surorilor, de fapt, cu cine stă de vorbă, stă cu cei tari, Apostolul Pavel, și spune să-i primim pe cei slabi. Îndemnul nu este pentru cei slabi, îndemnul este mai mult pentru ăștia mai tari, ca să aibă să fie mai răbdător și să poată să primească cu dragoste pe cei care sunt mai slabi. Și asta vrea pe noi să ne învețe Dumnezeu, frate. Dumnezeu avea ceva pregătit pentru noi. Noi, de multe ori, când vin încercări în viața noastră, imediat încercăm să aflăm cauza, să vedem, Doamne, ce s-a întâmplat și imediat să arătăm cu degetul când în stânga și când în dreapta. Și, de fapt, Doamne, ce vrei Tu cu asta? Asta e întrebarea cea mai corectă. Ce vrei Tu cu asta? Și ne-am mutat la școală. Școala am trecut-o pe numele unei organizații pe care noi am făcut-o în Mexic. O organizație. A fost ceva care eu trebuia să fi făcut de mult timp în urmă în Mexic, o asociație civilă, pentru că nu am dreptul la proprietate ca străin în Mexic, la proprietate în Mexic, pentru că sunt străin și am făcut o asociație civilă împreună cu Sara și cu celălalt bătrân, fratele Rehino, care lucrăm de 15 ani de zile acolo în Mexic. Și am pus școala pe numele asociației și acum nu mai avem riscul acesta ca să vine cineva cu scrisoare. V-am povestit, nu mai știu, ori aici la San Bernardino, nu știu unde, că eram la tabără la Albești, anul ăsta, și era fratele Măruș acolo. Și la un moment dat la masă, mai era și fratele Cornelie Nache și mi-au aminte, fratele Măruș și mâine ce ce dea la noi la Micești, când vii? Acum eu la Micești n-am fost niciodată la Micești. Tata mai mergea acolo la Micești cu familia Panait, cu nenea Panait mergea acolo. Dar eu n-am fost. Zic, frate, eu nu știu Miceștiu. Cum e adunarea acolo? Zice, Narcis, și suntem bine. Zice, ne adunăm și noi într-un garaj. Și zic, cum nu le vă adunați într-un garaj? Și fratele Micești, dintr-o dată, așa să nu vine pe spaniol, așa să înfioră, așa puțin. Și zice, frate, păi zice, ne-a dat afară de la adunare, zice, a adus o scrisoare de la tribunal și ne-a dat afară că, zice, noi când am construit sala de adunare, am pus-o pe numele la o persoană fizică. Zice, și fratele respectiv ne-a adus o scrisoare și ne-a dat pe toți afară și acum suntem într-un garaj. Și începe și plânge fratele Măruș. Dom'le, dar plângea ca un copil, zice, Narcis, zice, am 72 de ani, zice, cu mâinile astea am lucrat la construcția sălii de adunare, să văd o sală frumoasă, zice. Dar până la miezul nopții, zice, nu mai pot să fac iarăși din lucrul ăsta. Nu mai pot iarăși să fac lucrul ăsta. Și era în durerea lui și îl întreb, frate, zic, dar când s-a întâmplat chestia aceea? Și acum 6 săptămâni. O, rana era tare proaspătă. M-am uitat la dânsul și am zis, frate, zic, aceleași cuvinte le-am avut și eu acum 8 luni de zile. La fel, aceleași cuvinte. Aceeași atitudine, aceleași lacrimi, aceeași frustrare, parcă mă uit într-o oglindă. Zic, vă bat cu câteva luni de zile, că eu am trecut până aceeași situație, la fel mi s-a adus o scrisoare. Cu alte cuvinte, după ce îți vezi saci în căruț, să duci o scrisoare. Să dă o scrisoare. Și zic, la fel, dar vreau să vă spun un lucru, ce am învățat în toată situația asta. Când Dumnezeu îți ia ceva, ți-l ia ca să-ți dea altceva mai bun. Nu înțelegem, fraților, de ce Dumnezeu în viața noastră de multe ori aduce astfel de încercări. S-a ridicat fratele Măruș, s-a uitat la mine, ce mai nașe, s-a ridicat la masă, că eram la masă, mâncam amândoi acolo, am sosit mai târziu. M-a îmbrățișat, m-a sărutat tipic românesc, așa pe ambii obrași, zice, nașe, ce mulțumesc atât de mult. Și eu în mintea mea mă scăpinam capul și
Zic, acum înțeleg eu de ce îngăduie Dumnezeu, fraților, din încercările viața noastră. Ca să putem să fim de încurajare într-o zi pentru alții. Să putem să mângâiem pe alții. Dacă nu am trecut pe acolo, nu putem vorbi. Era odată, am citit o dată despre un pastor care era necăsătorit, era și el pastor și avea 4 predici despre căsnicie, dar el era necăsătorit. Și după ce s-a căsătorit și avea 4 copii, nu mai avea nicio predică despre căsnicie. Fraților, la fel și cu încercarea. Predicasem despre Mexic, despre încercare, pe toate părților luasem încercarea și cu toate textele din Biblie. Ei, când treci până încercare, nu mai ai nicio predică despre încercare. Pentru că e o experiență, fraților. Și te duce Dumnezeu prin Valea Plângerii. Și te face Dumnezeu praf. Eu că aminte când a venit toată la mine acolo, în Mexic, a venit fratele Nelu Trandafir, nu o să uit niciodată cuvintele astea. N-ar și zice, Dumnezeu zice, vrea să te facă preș, ca să te calce toți în picioare. După ce te calcă toată lumea în picioare, atunci ești bun de ceva. A fost acum 18 ani, frate Nelu. Când te face Dumnezeu preș, ca să te calce toată lumea în picioare, abia atunci ești bun pentru împărăția lui Dumnezeu, ca să pui mâna la lucru. Atâta timp cât ești arțăgos și te ții tu de ideile tale și ai mândria ta și sar nașterii de piept și așa mai departe, nu prea are mult ce face Dumnezeu. Fraților, acolo a fost să ne ducă Dumnezeu, în deșert, în Valea Plângerii, unde nu mai ai de ce să te ții. Pur și simplu nu mai ai de ce să te sprijinești. Pentru că Dumnezeu vrea să scoate cei mai buni în tine. Vrea să facă ceva special. Și ne-am retras la școală. Am rămas eu cu Sara cu 18 copii. Și continuat lucrarea mai departe. Fratele Răhino, împreună cu dânsul, ne întâlneam acasă și luam duminica, luam frângeam pâinea împreună. Până când într-o joi seara, am vorbit și cu tata la telefon și zice, măi, n-ar zice, dar sunt suflete, ce s-a întâmplat? Zic, domne, zic că sunt mulți care au plecat, pur și simplu. Și unde sunt? Zic, nu știu. Și tata mi-a zice, nu, caută-i. Un alt frate ucrainian din Tacoma mi-a zice, frate, dar zice, cei care au plecat, pentru că au fost frați în adunare care au zis, domne, așa ceva nu se poate. Cauza suspendării mele a fost lipsa de viziune. N-am înțeles nici până în ziua de asta, dar așa scrie în scrisoare, lipsa de viziune. Nu știu cu ce criteriu se măsoară viziunea, dar în fine. Și în școală este undeva la 1 kilometru de poartare de biserică. Așa încă Dumnezeu, Doamne, când am construit școala, să facem și un apartament de protocol, de pe vizitator. E, acum suntem acolo, în apartamentul al lui. Ne-am mutat acolo, 700 de square feet pentru 7 persoane, cu 100 de căciune, 100 de square feet. De fiecare dintre noi. Și suntem ok. Școala este mult mai mare și în apartament decât mergem să dormim în apartament mai mult. Avem tare mult de lucru acolo la școală. Și în capela școlii acum facem adunare. Mulțumim lui Dumnezeu că de la 2 familii acum suntem aproape 40 de persoane. S-au întors la Dumnezeu câțiva copii de acolo, din vecinătate, și 2 familii. Și acum toți copiii din vecinătate vin la școală. A venit o americană care se ocupă cu real estate acolo, în Mexic, și părinții la copii ăștia, mai multe familii, lucrează pentru ea, la maintenance-uri, la building-uri. Și a venit acolo, la noi la școală, i-a plăcut tare mult școală. Tare mult. Omul american cu la 60 de ani în zile. I-a plăcut atât de mult școala și a zis, vă rog mult de tot, zice, vreau să pun copiii de la vecinii ăștia la școală, ce le plătesc pentru ei? Eu le cumpăr cărți. Fraților, au venit până acum nu știu câți copii de acolo, 1, 2, 3, 4, sau 5, din vecinătate, trebuie să le spun pe nume, dar că nu mi-aduc aminte. Și acum ea vine și predă limba engleză la copii mici care nu știu nimeni. Și a luat angajamentul și face cu foarte credincioasă, așa, foarte serioasă, face lucrarea pe care o face acolo.
Copiii noștri acum au libertate pentru că zona în care suntem acum la școală, acolo e o zonă mult mai liniștită. Nu avem probleme cu hoții și cu drogații și cu care treceau tot timpul pe stradă, dincolo unde țineam porții necuiate cu lacătul și curtea era tare mică, aici curtea e mare, nu sunt case multe. Avem un loc vecin acolo care ne rugăm ca proprietarea să vrea să ne vândă un teren vecin și acolo copiii se strâng. Toți copiii sunt de la adunare acum, de vecinătate. Nu e niciunul care să nu vină la adunare. Și sunt în jur de vreo 10 și se strâng acolo și și-au făcut banda lor, cum se spune. Și acolo stau și seara fac un foc de tabără. Acolo și formă să duc, iau chitara și cântă și se joacă tot timpul. Copiii noștri au altă viață acum. Nu ne-am putut imagina că Dumnezeu ia un lucru și de fapt vrea să-l facă mai bine. Mi-aduc aminte copiii noștri, acum mă bucur pentru ei, pentru că au o copilărie pe care eu aș fi vrut ca ei să o aibă și nu aveau dincolo. Unde au și ei o lopată și au ce să sape, ia pământ, sunt copaci pe acolo care mai scoate, mai mută bolovan și așa mai departe, să prăfuiesc, să murdăresc. Dincolo era mai mult ciment și garduri. Dumnezeu a făcut ca și la adunare am început, cum am spus, cu fratele Rihino, două familii. Apoi au început să vină alții și lucrarea a crescut. Acum la școală avem 40 de copii. De la 18 avem 40 de copii. La școală, când ne-am întors în România, trebuie să mai facem niște bănci. Că nu mai erau loc pentru copii acolo. Și ca profesori, suntem, cred că în jur de 7 sau 8 profesori suntem acum acolo la școală. Dumnezeu ne-a binecuvântat și exact cum spune psalmul acesta, ploaia, zice, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Și, fraților, Dumnezeu face lucrul acesta. El este acela care vrea să ne treacă prin încercări, vrea ca să scoată din noi ce este mai bun și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Mi-aduc aminte de un frate care întotdeauna avea atitudinea aceasta când trecea într-o încercare. Era întrebarea, zice, acum Doamne, zice, cu asta ce vrei? Vreau să sunt tare curios și de asta. Ce o să faci cu chestia asta? Ce o să scoți și de chestia asta? Am citit o carte despre fratele Richard Pumbran, că l-a întrebat un păstor odată, zice, frate, și nu ți-e frică de moarte? Și nu ți-e frică de moarte? Zice, că zice, eu sunt de 40 de ani păstor și ce mi-e frică tare rău de moarte. La care fratele Vumbrand i-a spus, zice, măi frate, și uite, zice, eu am fost în cele mai întunecoase locuri, în celule întunecoase și acolo Domnul Iisus a fost cu mine. De acolo am ajuns în locul, am fost în case regale, în jurul lumii, am ajuns la Casa Albă, am ajuns la case prezidențiale și așa mai departe. Zice, și acolo Domnul Iisus a fost cu mine. Și în cele mai întunecoase locuri, și în cele mai luminoase locuri. Și în cele mai sărace, și în cele mai bogate. Și în cele mai periculoase locuri, și în cele mai sigure locuri. Domnul Iisus Hristos a fost cu mine. Și pentru mine moartea este o curiozitate. Cum o să fie Domnul Iisus cu mine și în moarte? Vedeți cum s-a uitat fratele Vumbran la moarte. Zice, Doamne, s-a uitat cu curiozitate. Zice, sunt tare curios cum o să rezolve și asta Domnul Iisus Hristos. Fraților, exact lucrul acesta a făcut Domnul Iisus cu noi. Mi-aduc aminte, eu cu seara stăteam la un doi pe canapea șocați și analizez toate opțiunile posibile, că așa suntem noi. Și te uiți la fiecare posibilitate și îți dai seama că niciuna nu funcționează. Și Dumnezeu nostru, care este un Dumnezeu mare și puternic, scoate o opțiune, ca cum scoate magicianul după mânecă, o scoate așa, și zici, mă, de la asta nu m-am gândit niciodată. Așa face Dumnezeu, fraților. Când răspunde în viața noastră, El vrea să arate faptul că El este în controlul situației și soluția pe care noi nu puteam să o găsim în niciun alt fel, Dumnezeu o scoate și ți-o arată. Și pur și simplu Dumnezeu, o încercare atât de tristă, Dumnezeu a convertit-o, a transformat-o într-o mare binecuvântare.
Și ne bucurăm. Ne bucurăm de pace și de liniște. Perioada aceea de vale a trecut, mulțumim lui Dumnezeu. Și ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu face în viețile copiilor acolo. Am reușit anul acesta să înscriem toți copiii de la școală la o școală din Texas, Lighthouse Christian Academy, la care este acreditată internațional. Și mulțumim lui Dumnezeu, acum lucrăm la proiectul de protecție civilă în a construcție acolo în Mexic, să avem toate permiturile. Și lucrarea merge înainte. Nu mai avem libertatea care aveam înainte. Acum suntem mai bătuți în cuie acolo, în Mexic. Am putut să trecem granița cu tot ce se întâmplă acolo la graniță. Mulțumim Dumnezeu că ieri când am fost la graniță n-am stat decât câteva minute. Acum două zile au închis granița, cel mai mare punct de trecere de frontieră din lume, au închis-o pentru câteva ore. A fost un haos total acolo în Tijuana. Dar mulțumim Dumnezeu că am ajuns și la conferință. Domnul să vă binecuvânteze. Am zis o cântare și apoi trebuie să vorbesc. Da, spune-te, rog, două vorbe. Ce s-a ales de biserica în care ai păstorit atâția? Erau vreo 80 de persoane acolo când a fost ultima oară. Da. Dom'le, au fost trei familii care au făcut complotul ăsta. Ideea era în felul următor. A fost un fel de invidie. M-am spus, deci sunt frați mai slabi. Atâta pot să ducă. N-avem ce. Nu-i judecăm pentru că dacă Dumnezeu îmi gădă, ne întâlnim cu ei în cer. Dar invidia le-a intrat, știu cum să, gelozia. Și ei au fost un frate care s-a ocupat, a instigat. E foarte urât chestia asta. Biblia condamnă lucrul acesta. Și fratele ăsta a început să semene să viziteze pe frați acasă și să le spună că Narcis primește mulți bani din America și că banii ăștia sunt ca să îi împartă la fiecare familie în parte și să nu construiască o școală, să nu facă o școală cu ei. Și cineva odată mi-a luat un truck, un camion. Că de ce truck-ul ăla? Narcis, că nu știu ce, că sunt chestii din astea foarte omenești, firești în sine până la urmă. Și cei care au făcut complotul respectiv, care au căzut în cursa fratelui, ei au rămas. Sunt acum trei familii. Și să mai adună acolo? Să mai adună? Să mai adună, încearcă cu disperare acolo să fie și mai, cum să spun, mai relevanți puțin, dar ne rugăm ca într-o zi să poată să-și vină în fire. Bine. Dar noi ne vedem mai departe de treburile noastre, acolo avem, deci suntem... s-au izolat complet. Deci asta e partea cea mai tristă, pentru că păstorii din zonă și celelalte adunări nu au fost de acord cu așa ceva și au continuat să mențină legătura cu mine. Frații creștini după Evanghelie din Laurel, aici, din San Diego, la fel, au continuat să mențină legătura cu noi. Frații ăștia la alții s-au izolat complet. Și acum sunt cam singuri abandonați acolo. Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viețile. Să cântăm din cântarea numărul 99.